domnul director, omniprezent la toate manifestările expoziționale, printre fermieri, prin fermele zootehnice. Nu știu dacă a fost vreodată în vreo fermă zootehnică o manifestare mai deosebită în România să nu vă întâlnesc. Într-adevăr. Cum reușiți să vă împărțiți așa în toată țara? Domnul Banu, de 23 de ani fac aceeași meserie, lucrez în aceeași instituție. Și cred că dacă nu îmbinăm activitatea de birou cu realitatea din teren, nu știm absolut nimic. Da, e același punct de vedere, știu că îl are ministrul Daia, la fel se mișcă foarte mult în țară. Mă bucur să văd că specialiștii ministerului și specialiștii din coordonarea instituțiilor din coordonarea ministerului fac același lucru. Vă felicit că reușiți să faceți acest lucru și că sunteți în contact cu fermierii. Aveți noutăți, totuși, în sistem. Ziceți-mi despre ele, nici nu știți, sunt sigur că nu știți cu care să începeți, că sunt destule. Într-adevăr sunt destule, vreau să încep prin a spune că într-adevăr zootehnia este barometrul agriculturii. Cu cât o țară are o zootehnie avansată, putem spune că are și o agricultură pe măsură. Despre activitatea Agenției Naționale pentru Zootehnie, ce pot să vă spun? Din 2015, de când am venit la conducere, avem câteva realizări. S-aș sintetiza numai câteva dintre ele. Funcționa un singur laborator de lapte, acum funcționează toate 5. Bine, de laboratoarele mobile. Laboratoarele de lapte sunt laboratoare fixe. Am încercat să cuprindem întreaga zonă geografică a României, respectiv un laborator care funcționează la Iași undeva la 20.000 de probe pe lună. Sunt două laboratoare la București, pentru că la București, fiind polul cel mai important, toți fermierii au fost obișnuiți să ducă probele către București. E și primul care a funcționat. Avem un laborator la Brașov, pentru zona de centru și de zona de nord a României și, bineînțeles, un laborator la Craiova, să acoperim zona de sud. Da, aveați niște mijloace de transport, niște laboratoare mobile, acelea sunt... Laboratoarele mobile sunt angrenate în transportul probelor de lapte din ferma, punctul de recoltare din fermă, de la fermier, până la laborator. Bun, ele au fost achiziționate cu ceva ani în urmă, o perioadă nu au fost utilizate, acum înțeleg că sunt utilizate la capacitate, lucrează. Ele sunt utilizate, lucrează, le folosim noi, dar pentru beneficiul fermierilor, pentru că sunt niște laboratoare care creează condițiile necesare pentru un transport corect. Adică au un sistem frigorific, chiar dacă probele știm foarte bine că au o pastilă de bicromat de potasiu pentru a nu se altera, transportul în condiții cu aceste laboratoare oferă o garanție că putem avea proba în condiții normale la laborator. Da, știu că aveți preocupări deosebite în ceea ce privește ameliorarea, reproducția și ameliorarea, pentru că așa se numea instituția înainte, dar acum s-a mai simplificat, dar preocupările au rămas. Într-adevăr, din acest punct de vedere, am echipat un laborator pentru analize de screpie. Știm foarte bine că în România am făcut o serie întreagă de teste și am găsit la mulți fermieri prezența genei screpiei, care, bineînțeles, creează un disconfort, să spun așa, în vânzarea tineretului sau în vânzarea oilor vii în afara țării. Pentru că toți cei care cumpără sunt interesați să cumpere un animal sănătos. Asta pe de o parte, dar și pe de cealaltă parte suntem interesați sau cumpărătorii doresc să folosească în programele de selecție animale sănătoase. Pentru eradicarea acestei boli, noi am făcut o colaborare cu ANSVSEA-ul și ne-am echipat acel laborator de genotipare, de screpie, funcționează. Pe această cale îi mulțumesc profesorului Bolteanu Valentin de la Cluj pentru că a fost lângă noi tot timpul de la achiziție până la punerea în funcție. Dânsul are o pregătire în domeniul respectiv, face comparații cu cel mai important centru din Spania, care este lider la nivel mondial din acest punct de vedere, și am început să dezvoltăm și la noi. O altă noutate aș putea să vă spun de un laborator, o bancă de gene pe care am înființat-o și am pus-o la punct la Târgu Mureș. E vorba de o colaborare pe care o avem cu Regia Națională a Pădurilor. Ei ne-au asigurat tot ce înseamnă logistică, materialul genetic, respectiv armăsarii, forța de muncă. Noi am venit cu partea tehnică,
laboratorul și personalul calificat. De 3 ani încercăm să stăpânim metoda. Este o metodă diferită față de cea a materialului de taur, pentru că necesita centrifugare. Și prin eforturi deosebite am încercat să punem la punct metoda și încercăm și cred că o să fiți prezenți la noi când vom face inaugurarea în această toamnă. Cu drag. Când aducem foarte mult material biologic din afară, avem întotdeauna siguranța că el este cel puțin la fel de sănătos cum îl dorim noi sau cum îl doresc potențialii noștri beneficiari? Din păcate vă spun că nu. Mai devreme discutam cu un fermier și nu vreau să-i dau numele, care a achiziționat material biologic dintr-un stat european cu documente aferente, documente în regulă. Când s-au făcut verificările în România s-a dovedit că nu era într-adevăr ce scria în documente. A pățit-o și cu oile, a pățit-o și cu bovinele și așa mai departe. Deci cred că cel mai important lucru ca noi singuri să ne gospodărim și să căutăm să scoatem tot ce nu este bun din România și să ne păstrăm animale sănătoase și animale performante. Și ne asigurăm și avem noi posibilitatea materialul biologic. Asta. Sigur că da. În fermele proprii. De ce? Pentru că suntem o țară cu un potențial zootehnic foarte mare. Avem posibilitatea unei furajări și dacă ne gândim la pășunile, cele 4,5 sau 4,7 milioane de hectare de pășuni, avem suficiente pentru a ne asigura pentru șeptelul care există astăzi și pentru o creștere poate cu peste 50%, da? Și bineînțeles nu ducem lipsă nici de specialiști și de forță de muncă. Haideți să le creăm posibilitatea să-și crească animale, să-și dezvolte fermele în România și să nu plece în afară.